pacienții au fost transferați fie în alte pavilioane, fie în alte spitale din București. Situația a fost evaluată de către medici din camera de gardă aici. Nu știu să fie în acest moment cineva într-o situație foarte gravă, dar asta va fi evaluat de către medici de la spitalele unde au fost transferați. Din păcate, toți pacienții care sunt internați cu COVID de oxigen. Evident, erau și cuplat la oxigen. Erau conectat? Erau conectat la oxigen. Sigur, pe mască de oxigen. Starea era una bună? Nu, starea nu era una bună, era una medie spre severă. Tot ce se internează în situația de baj reprezintă pacient mediu spre severă sau critic. Ce ne puteți spune despre clădirea aceea, domnul Cercel? E o clădire nouă, este veche? Este o clădire care a fost făcută în 1953 și a fost refăcută din toate punctele de vedere. Inclusiv din punct de vedere al provizionării cu oxigen, pentru că oxigenul, după cum știți, reprezintă un medicament în momentul de față. Pacientele erau mulțumite sau nu au putut să se auto-evacueze, nu? Nu știu să vă dau aceste detalii, pentru că nu știu exact care a fost motivul pentru care erau internați, adică motivul știu, COVID, dar nu știu starea lor în momentul de față. Domnule profesor, era colegii dumneavoastră care erau în spital în momentul producerii incendiului? Am fost anunțat doar că este un incendiu în pavilion, am urcat de mașină și am venit la institut, restul n-am stat să discutăm. Erau doar medici de gardă, pentru că era noapte, au fost chemați și alți medici sau alte asistente de acasă? Nu s-au chemat de acasă, nu era nevoie. După cum ați văzut, intervenția colegilor de la SMUR a fost una cât se poate de promptă. Ne-a interesat să putem să evacuăm foarte repede pacienții. Cam câți pacienți sunt internați? Deci au fost chemate persoane în plus.